7 instituții cu mare impact asupra mediului de afaceri și-au dat mâna pentru dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu prin semnarea unui protocol care va aduce beneficii mediului privat, dar și giurgiuvenilor. Astfel, Asociația Euroregiunea Danubius, Camera de Comerț Giurgiu, Centrul de Afaceri, Oficiul Teritorial pentru IMM-uri, Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Patronatul Tinerilor din regiunea Sud-Muntenia, Organizația Patronală UGIR și Primăria Giurgiu au format o echipă pentru un nou început în activarea mediului de afaceri. Ceea ce mă privește pe mine la nivelul administrației locale, voi pune Camera de Comerț acolo unde trebuie. Voi pune patronatele din sistemul privat. Iarăși, o componentă care a fost luată la și alții. Când era nevoie de, dialog social sau întâlniri de acestea obligatorii, cum le considerăm noi, hai să chemăm și patronatele din sistemul privat, hai să chemăm și patronatele din sistemul IMM-urilor, hai să-i chemăm și societatea civilă, că așa ne cere Uniunea Europeană. Nu, sunt necesare. Iar astăzi, prin prezența noastră aici, vrem să demonstrăm că atunci când mediul de afaceri, mediul privat, patronatele din mediul privat, instituțiile publice și administrația locală și-au dat mâna, nu are cum să nu iasă un lucru bun. Parafarea acestui protocol semnifică, în opinia semnatarilor săi, un câștig pentru mediul de afaceri giurgiuvean și mai ales pentru investitorii străini care pot la orice oră să primească informațiile necesare pentru dezvoltarea unei afaceri în Giurgiu.